Salutare și bine te-am regăsit! Asculți Meditații pentru Părinți cu Tili Niculae și invitata mea de astăzi este fix psihoterapeută Mirela Horumba, intitulată și psihologul părinților, atenție, be aware! Și astăzi vom vorbi despre televizor, pro sau contra, televizor la vârste mici, de 0-4 ani. Bine ai revenit! Mulțumesc de invitație, bine vă regăsesc! Ia, hai să ne ținem pe scaune, de unde ne ați asculta, respirați și fiți pregătiți. 1 2 3 și, și începem. Da. Păi ce să spunem despre televizor decât că uneori ne se duce, este o bună, foarte potrivită, mai ales în momentele noastre în care cu ghilimele de rigoare vreau să zic evident da. ghirimele, merci. Exact, cu ghilimele, mersi, exact, exact, așa. Te da, și de multe ori nici măcar nu știm ce se petrece în creierul copilului nostru. Noi spunem că, da, da, e o emisiune educativă, uite, îl lăsăm, sunt desene animate și noi ne-am uitat pe vremea noastră la desene animate, însă au început să existe uh, tehnologii care scanează creierul. Înainte nu le aveam și înainte puteam să presupunem orice. Acum, dacă stăm să vedem niște tomografii computerizate, niște lucruri din timp real care se întâmplă, vom observa că la copiii care se uită foarte mult la televizor, lobii aceștia nu sunt dezvoltați suficient. Ba mai mult, și aici cunosc chiar multe cazuri concrete, în condițiile în care lăsăm copilul la televizor în primii ani de viață, obținem un retard în limbajul verbal. Adică ai senzația că copilul tău are o deficiență de vorbire. El recepționează informația, dar ne fiind stimulat să o pună în practică, să vorbească cu tine, pur și simplu avem întârzieri de limbaj în, în vorbire. Pam, pam! De ce să Pampam? mai zic când mai cu tomografii și cu așa? Într-adevăr, și am început să mă informez cât mai mult. Bine, noi deja uh, să fie o vârstă mult mai mare, dar independent de, de, tema noastră, cumva, undeva, nu știu cum am reușit, la nivel inconștient, să-mi dau seama de anumite limite. Adică mm -hmm. mi se părea mi se, mi se pare că nu e corect pentru ea, știi, să o lasă acolo plantată în fața televizorului. Au fost momente, nu vreau să fiu ipocrită și cei care ne ascultă nu vreau să creadă să zică, da, bine, ce să spun, deșteapta lumii, bine că ești tu. Însă acele momente erau destul de scurte, gen cât era micuță și nu avea răbdare, o ține măscă unel ca să pregătesc masa, nu știu, de o gustare de fructe. Mm -hmm, deci se întâmpla mm -hmm, totul foarte mm -hmm, repede, mm -hmm. foarte rapid. Da, și după care am mai avut o meto -o, o, un moment, că o metodă este cu totul cu totul prospus, în care începusem să-i dau de mâncare la televizor ca să termin mai repede. Complet greșit. Și s-a întors împotriva. S-a întors, întors după mea pentru că atunci când eram mare și îi spuneam uh -huh. să fie drumtris la masă, i-am spus dar da, da, noi de... ne uităm la televizor. De ce să da, vii la doar, masă. Să... doar tu mai da, nu? Exact, să fac uh, Am asta. depășit și etapa asta. Uh -huh. uh, cred că este bine să fim conștienți de ceea ce putem să le facem copiilor noștri uh, și, da, să ne informăm. Yeah. <laughs> Asta ar fi de dorit să ne informăm și să înțelegem că oricât de, de minunat ar părea, televizorul și copilul sunt două lucruri incompatibile. Știu că sunt canale de televiziune special adresate bebelușilor, copilor mici. Eu personal nu recomand accesul la aceste, la aceste canale pentru că dezavantajele pe care le vom avea pe termen îndelungat sunt majore. Și atunci, dacă stăm să ne gândim un pic până în final, de ce ținem copilul? la televizor. Nu știu, dar asta e valabil și pe... ca să scăpăm noi mai repede, de ce? Hai să ne punem o întrebare! Mai da, <laughs> da, făcut să spun din casă. Dar cred că astea sunt valabile și pentru mm. telefon și pentru tabletă, logic, Cu siguranță. Cu nu? Cu siguranță. siguranță. Da, dacă cineva m-ar fi pozat, de multe ori au fost ocaziile când la restaurant ce să vezi, iată, telefonul era mâna copilului. Însă, na, sunt norocoasă că ea deja este mult mai mare și atunci abordarea da, este da, complet da. diferită, înțelegerea este complet diferită. Și noi creștem ca și părinți pentru că noi dacă am ști toate lucrurile astea sau dacă poate, nu știu, la maternitate ni s-ar da o broșură cu niște oh, măi, da. how to do, how to, ar da. fi o chestie extraordinară numai că și noi le descoperim pe măsură și mă bucur tare mult că face aceste meditații pentru părinți tocmai în ideea de a, de a informa corect părinții. Da, și ce noi, dacă... oamenii oamenii îmi că mulțumesc foarte mult că m-au datorită faptului că Vorbesc pe limba lor, așa am spus. Da, știi? Da, 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 da problemele da, lor. Da, exact. Apropo de vârsta asta, 0-4 ani, este complet interzis sau avem acolo o mică portiță, gen 15 minute pe zi în care am putea să acordăm grație? Care sunt... Bine, recomandările sunt ca în primii 2 ani, în condițiile în care se poate deloc. să renunțăm deloc. Mm -hmm. Pe urmă, într-adevăr, 10-15 minute, dar nu mai mult. Oh, oh, am înțeles. Da. Deci ce să mai? Este, este cu cântec Este cu sau, cântec Sau poate devine cu cântec în sensul cântecului frumos Sperăm. Mulțumesc tare mult, Mirela, că te-ai reîntors Să mi pentru părinți Și de-abia aștept să ne, să ne reîntâlnim pe, pe cuvânt de... Nu, pe cuvânt meu de cu mare drag Dragilor, nu ezitați să intrați pe site-ul Itsy Fiindcă pe lângă mitați, pentru părinți Veți regăsi foarte multe articole muncite de colegii mei uh, Alte emisii ale colegilor mei care Pe care îi respect și pe care îi iubesc nespus de mult Fiindcă noi aici, la Itibiti Facem totul cu bucurie Vă mulțumesc!